Marile Mistere. În urmă cu câțiva ani era publicată o carte care m-a interogat, mai ales că deja de ceva timp îmi puneam întrebări în legătură cu civilizațiile dispărute. Nu acelea despre care știm câte ceva, ci acelea despre care nu știm nimic și care, cu siguranță, au existat. Planeta e plină pe toate latitudinile și longitudinile de bizarerii, de artefacte imposibile, de anomalii, de singularități, modul oarecum impropriu care definește un obiect care n-ar trebui să se afle în acel loc și să provină din acel timp. Bateriile din Bagdad, de exemplu, mecanismul antisiter, piramidele de la Gizeh, orice ar încerca să ne spună arheologii, sau chiar a noua planetă a sistemului nostru solar, pe care nu o vede nimeni, dar care rezultă din toate calculele astrofizicienilor, din cauza influențelor care ele sunt vizibile. Cartea despre care vorbesc se numește Artefactele imposibile ale istoriei și le voi consacra o rubrică specială. Multe nu sunt incluse în această carte scrisă de un pasionat de arheologie, Sebastian Denis, mai ales că autorul a ținut să le vadă cu proprii ochi și deci să străbată pământul în lung și în lat. Pentru fiecare însă a consultat specialiști, a coroborat opinii, documente, studii disponibile în acel moment. Pentru unele mistere a găsit răspunsul, altele continuă să rămână anomalii. Primul dintre aceste artefacte este Arca lui Noe, despre care toată lumea presupune că se află pe muntele Ararat, în Turcia, la frontiera cu Armenia. Așa să fie? Iată care este anomalia acestei singularități, a acestui artefact imposibil al istoriei. Vârful muntelui Ararat este tot timpul acoperit de zăpadă. În 1949, avioane ale US Air Force treceau regulat prin acea regiune în drum spre Rusia pentru a face reperaje și fotografii. În timpul unui astfel de zbor au trecut deasupra muntelui Ararat și au fotografiat la înălțimi de peste 4600 de metri. Au văzut aici ceva care nu se potrivea în peisaj. Mai precis, au văzut într-un lac pe jumătate înghețat o structură care depășește nivelul apei și o sumă de lucruri care nu cadrau deloc cu regiunea. Ei, adică piloții americani, sunt cei care au dat acest nume, anomalia Ararat. Fotografia a fost declasificată în 1995, o puteți găsi pe internet, interesantă chiar dacă între timp au fost făcute altele mult mai precise. În această fotografie se vede o structură care iese din coasta muntelui pe flanc, iar sub zăpadă se conturează un bloc compact care nu poate fi clasat, dar care, în mod cert, nu este stâncă. Care este legătura cu Arca lui Noe? Dacă scotocim puțin prin istorie, o să descoperim că mitul lui Noe este destul de răspândit sub diverse apelative, aproape universal în civilizațiile din regiune. Presupun că toată lumea îl cunoaște, dar îl rezum în câteva cuvinte. Noe este avertizat de Dumnezeu sau de zeul Enki în mitologia sumeriană, unde rolul lui Noe este deținut de Atahalsis, dar mitul se regăsește la hinduși, la greci și chiar în Coran, că va urma un potop, că trebuie să construiască o arcă în care să aducă din fiecare specie de animal de pe pământ un cuplu. Potopul are loc, apele cresc și inundă pământul. Orice vietate dispare, mai puțin cele refugiate pe arcă. Istoricii au început să se întrebe mai serios dacă nu cumva există un fond de realitate în acest mit, pe măsură ce el era descoperit și tradus din toate culturile din regiunea Orientului Mijlociu. Lângă Ararat, un lanț muntos care se întinde până în Armenia, există un sit turcesc numit Durupinar, care a fost oficializat în anii 1959. Un capitan turc purtând acest nume
A survolat munții la aproximativ 20 de kilometri de anomalie și a descoperit un alt sit care seamănă cu o cocă de corabie. Turcia recunoaște în mod oficial acest sit drept locul în care ar fi acostat arca lui Noe. O fotografie mai recentă, datând din 2003, luată din satelit, este mult mai precisă și arată, într-adevăr, o structură foarte asemănătoare unei corăbii. O știință recentă numită arheologie spațială ne arată fără niciun dubiu că este vorba despre o structură din lemn. Situl, cel de la Durupinar, este, cum spuneam, oficial și poate fi vizitat. Revenind însă la anomalia identificată de piloții americani, există o observație mult mai veche, datând din 1916. Primele avioane militare capabile să zboare la o altitudine destul de mare își fac apariția. Un aviator al Forței Imperiale Ruse pe nume Zovalovski a făcut, împreună cu un camarad, primele teste pentru a urca până la 14.000 de picioare, chiar lângă munte. La întoarcere, cei doi spun că au văzut un lucru surprinzător, un lac complet înghețat, în care se afla o structură din lemn care depășește cu aproximativ 30 de metri. Nu știm ce este, spun cei doi, pare să fie un vas. Autoritățile nu prea iau în serios. Avioanele nu erau la vremea aceea echipate să prevină efectele rarefierii aerului la mare altitudine. Deci deduc pur și simplu că cei doi aviatori au halucinat. Capitanul lor însă vrea să vadă cu ochii lui, deci echipajul îmbarcă și urcă din nou la altitudine. Ei bine, capitanul vede același lucru, un lac înghețat din care iese o enormă structură din lemn, situat în nord-vestul muntelui Ararat. A fost făcut un raport oficial, iar în anul următor, țarul Nicolae al II-lea trimite o expediție formată din 150 de persoane. Există urme care probează existența acestei expediții. 50 dintre membrii expediției au plecat din nord, ceilalți 100 din sudul muntelui și-au avut nevoie de o lună de zile ca să regăsească situl. Expediția a făcut un studiu complet, cu fotografii și măsurători, planuri și desene. Dosarul a fost trimis țarului, însă între timp a izbucnit Revoluția Rusă, iar dosarul s-a pierdut. Există urme totuși despre existența lui. Se pare că cel care a intrat în posesia dosarului este Trotski, iar acesta îl face să dispară pur și simplu pentru că nu cadra cu viziunea sa materialistă despre lume. Au fost identificate de asemenea toate cele 150 de persoane care au participat la expediție, dar care au fost urmărite de bolșevici și ucise. Există scrisori oficiale în acest sens. Zovalovski, aviatorul care a văzut această structură, a reușit să părăsească Rusia și s-a refugiat în Statele Unite, unde în anii 50 a povestit totul unei reviste, iar aceasta a și publicat interviul integral. Așa se face că mulți dintre nepoții persoanelor care au participat la expediție au povestit aceleași lucruri, mergând cu detaliile până la tipul de lemn din care era făcută această structură. Prin urmare, există o serie de fapte care, coroborate, ne îndreptățesc să credem că pe vârful muntelui și nu acolo unde ne trimite Turcia, se află ceva. Problema este că zona a devenit între timp un sit militar. Guvernul turc nu furnizează niciun fel de autorizații pentru expediții științifice. Aceasta este anomalia Ararat, despre care nu reușim să aflăm nici acum informații precise. Adaug că în vechime și până în secolul trecut, pe coasta muntelui, la o altitudine destul de ridicată, se afla un templu armenian care a fost distrus în urmă cu 50 de ani, iar unele din piesele care îl compuneau ar fi provenit de la structura de pe muntele Ararat.
cum spuneam, nicio expediție străină nu este autorizată. Documentare și informații care circulă pe internet au fost demistificate, ca de exemplu o presupusă expediție japoneză care ar fi făcut filmări în sit, doar că unele scene apar cu pânze de păianjen, de exemplu, ori păianjenii nu trăiesc la asemenea înălțime și astfel de temperaturi. Filmul a fost pur și simplu turnat în studio. Vom afla într-o zi dacă această anomalie corespunde a celui Noe. Vă las să ghiciți! Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.